Ho, ho, ho! Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY. Trebuie să-l mutăm pe Milwaukee, să lumineze mai tare. Și așa mi l-a făcut colegul Costin, prindă... Că n-avea pe el. Era zic rugină. Deci uitați-vă câtă zgârmătură am făcut aici. Am înlocuit un tablou mai mic cu un 4x18 ST, ce îmi place mie. Dar de data asta am pus cleme de la Hager. Eti, să pui în cutie cleme, că n-am găsit clemele. Arată cum arată, mai puțin important. Avem o soluție Camil aici. Clientul e de vină. Avem Hager cu un singur Hager cu mai multe Eti. Lumea că s-au potrivit la fix pe basbar. Basbarul, bineînțeles, 1N, 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 că nu facem macaroane. Ideea e ca în orice apartament nou, toată lumea vine cu prize și lumini sub tablou și de acolo, de sunt trase pe sub și apă, vin așa și vin în copexurile astea. Bineînțeles că dedicatele sunt câte patru pe circuit, că n-am căutat în Dex cuvântul dedicat, care trebuie să plece din siguranță în aparat. Între ele, maxim o priză. Și bineînțeles că am mai adăugat 5 circuite aici, ca să fie. Da? Astea au vago pe ele, nu vă uitați că au vago pe ele, au vago pe ele că le-a pus clientul. Că uite, spulele mele sunt în bucătărie și uite ce are clientul aici. Electricienii n-au. Clientul și-a făcut aprovizionare. Da. Ce să mai zic? De unde e asta? Nu poți să urci cu alea până în tablou? Urcă cu ele, măcar până aici, dacă nu știi ce tablou vine, cum vine. Urcă cu ele până aici și lasă-le 2 metri în tencuială. Adică afară și oprite în tencuială, undeva acolo. Alimentarea e fără copex. Și de ce zic că e fără copex? Că e CYYF. Ăsta de aici, pe care avem diferențial și priză. Și că a spart colegul cu bormașină la... 2.30 și l-am păstrat, ținem și lanterna, deși are baterie, da. Vino cu ele până aici, de ce mai te oprești în doza aia? Da, aici aducem, acolo 18-19 circuite, aici vii cu 9, că e mai simplu să cuplezi câte 5. De ce să mai muncim? Deci dacă ai dat gaură pentru copexul ăla, dă-l pe tot frumos. Da. Adică dacă mi-au aminte și mai am și baterie, că mai am vreo 30% și nu prea e net pe aici, aș papă repede bateria. Să-i mai dăm și de la sfârșit un cadru. Dar asta e, deci noaptea minții pentru mine, de ce trebuie să faci dozele alea acolo. Cea mai simplă variantă aia care o facem noi, și nu știu de ce nu o face lumea, că ar fi cea mai recomandată. Pleci din tablou, te duci în prima priză în cameră și acolo poți să vii și cu lumina și cu... Poți să vii cu 3x2,5 și 3x1,5, doze adânci și la revedere. Acolo ai cuplat tot ce ai nevoie. Dedicatele, bineînțeles, duse separat și circuitele de lumină priză separat. Și vii cu ele direct în tablou. Într-adevăr o să iasă tablou mai mare, nu 12 module cu 12 C32, din care niciunul nu e general, și C32 pe sonerie, dar se poate face. Și sunt tablouri și la 200 de lei și la 400 de lei. Poți să pui un 4x18, un 3x18, un 2x18. Să-i duci omului. Că nu mai e ca pe vremea lui Mamaie, o mașină de spălat care avea Albalux, un TV pe lămpi, un radio pe lămpi și vibratoare nu existau, sau nu știm noi de ele. Și avea 3 becuri în casă. Nu, acum ai mașină de spălat, mașină de spălat vase,
o plită dacă are jus pe țavă. Da? Că poți să-ți pui plită și la monofazat cu cablu care trebuie, bineînțeles, maxim două ochiuri odată. Maxim, am spus. Da? Ai apartament de 3 camere, e te dedicatele, 3 AC-uri, 2 mașini de spălat, că toată lumea vrea mașină de spălat vase în ziua de azi. Și cam aia e. Da, de ce? Când putem să zgârmăm. Stau cu duspolul de gât la 1 noapte. Că nu putem să terminăm tablou până nu dezlușim misterul. Comoara din sertarul gol. Era un film de mult. Da. Revenim. Cam asta e ce s-a putut face. Am legat toate circuitele, vedeți, unul maro, unul roșu, unul albastru la sonerie, că de. E scump maro. Am alimentat și generalul. Managementul cablurilor spre zero, dar asta e. Ce să facem? Copex cu FY. Da. Asta vrem să subliniez, dedicate pe RCBO, dar restul instalației nu fără diferențial. Da? Se vede chiorul aici, da? Mai trebuie să-i dăm un pic de spumă. Trebuie să-i dăm foarte puțin jos și mai mult pe margini ca să prindă ca lumea și în rest vine neneazul graf să dea restul. Ipsos, hai că n-are mult. Cablul ăsta o să-i facem un filmuleț cumpărat de client. De unde l-ai cumpărat? Electricon.ro. E tot un nimic de la cu nu în paranteză. O să iau o most, că mai are. Da. Trage dedicate că nu e bine.